Microsoft a lansat pe piață Surface Book 2, rivalul pentru MacBook-ul celor de la Apple, la prețuri pe măsură. Surface Book 2 vine în două variante. Cel de 13 inci costă $1499 și incorporează un procesor Intel i5 de generația 8-a, o memorie RAM de 8 GB, o memorie internă de 256 de GB și o placă video GeForce de 2 GB. Varianta de 15 inci ajunge la aproape $2500. Aici vorbim despre o rezoluție ce se apropie de 4K, unul dintre cele mai performante procesoare, i7, 16 GB de RAM, memorie internă de 1 tera și o placă video de 6 GB. Clar, un laptop pregătit pentru noua versiune de Windows, care incorporează și realitatea virtuală. Dar cea mai importantă funcționalitate este legată de baterie, o baterie care ne promite o autonomie de lucru de aproximativ, atenție, 17 ore. Mult în comparație cu Apple, a cărui baterie durează cu nu mai mult de 12 ore. Pe de altă parte,